Cu utilaj de aproximativ 60.000 lei a fost completat Biroul Comun de Informații și Servicii din Șoldănești. Tehnica a fost procurată grație suportului financiar acordat de Guvernul Suediei. În paralel cu audierea cetățenilor nemijlocit în sediul din incinta administrației raionului, colaboratorii instituției și-au focusat munca în informarea, în special a populației din localitățile rurale, unde se deplasează cu regularitate. Anume cu scopul de a eficientiza implicarea specialiștilor în soluționarea problemelor oamenilor, suedezii au donat Biroului Comun de Informații și Servicii din Șoldănești mai multe lăpturi. Și cu suportul dumneavoastră, vreau să mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră este responsabil, dar de asemenea trebuie să mulțumim pentru faptul că aveți grijă de fiecare beneficiar în parte și ca să-l ajutați. Iar prestarea serviciilor într-o manieră transparentă deja este încă un exemplu cum poate fi implementată democrația la nivel local. Ceea ce donați aceasta frumoasă de 60.000 de lei, donation, de suport, eu cred că va fi folosit la maximă eficacitate, ca până la urmă să câștige beneficiarii. De la recenta sa lansare, colaboratorii Biroului Comun de Informații și Servicii din Șoldănești, între care reprezentanți ai instituțiilor din domeniul asistenței sociale, financiare și funciar, au prestat servicii la aproximativ 400 de cetățeni. Fiecare al doilea dintre beneficiari au fost de servicii în timpul deplasării biroului în localitățile rurale. Biroul Comun de Informații și Servicii este foarte util, din considerente că beneficiarii pot să obțină mai multe informații într-un singur loc. De exemplu, noi putem ca să ne deplasăm și în teritoriu. Deplasându-ne cu echipa mobilă, acolo beneficiarii pot ca să ne transmită actele fără ca să deplaseze la oficiu casei teritoriale. Preponderent, biroul din Șoldănești își desfășoară activitatea în cadrul programului Abilitatea economică a femeilor prin creșterea nivelului de ocupare în Republica Moldova.